Economia Republicii Moldova continuă să se afle în recesiune și va avea o relansare moderată în următorii ani, prognozează experții economici de la Expert Group. Criza bancară, incertitudinea politică, stagnarea reformelor, reducerea exporturilor și remitențelor sunt doar câteva dintre motivele care au stat la baza crizei economice. Experții economici prognozează pentru anul 2015 o scădere economică de circa 0,8% a PIB-ului, cauzată de un declin major în trimestrul 3 și 4 ale acestui an. În trimestrul 3, un aport la PIB a venit din partea exporturilor nete, iar importurile au scăzut mai mult decât exporturile. Dacă se exclud acest aport, scăderea este de două ori mai mare decât cea prezentată de Biroul Național de Statistică de la Chișinău. Potrivit expertului economic Adrian Lupușor, instituțiile cheie ale țării sunt paralizate, fiind în criză de capacități tehnice și financiare. Incertitudinea economică și politică a afectat activitatea investițională, care afectează creșterea economică pe termen lung. Singurul motor de creștere economică pe termen lung este productivitatea, iar asta depinde de investiții. De asemenea, sectorul bancar este slăbit, chiar dacă majoritatea băncilor sunt capitalizate. Există problema neîncrederii din partea populației în sectorul bancar din cauza celor trei bănci lichidate. Cele trei bănci închise reprezentau circa două treimi din activele întregului sistem bancar. Analiștii mai propun un plan de resetare a sistemului bancar printr-o lege bancară pentru a spări credibilitatea cetățenilor. Planul trebuie să se axeze pe șapte piloni. În primul rând, trebuie de soluționat problema transparenței beneficiarilor final ai băncilor comerciale, accelerarea investigațiilor în legătură cu cele trei bănci lichidate, Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, și tragerea la răspunderea persoanelor implicate, interzicerea prin legea oricăror interacțiuni dintre bănci și companii aflate în zonele offshore, sporirea capacității băncilor comerciale de a absorbi pierderile, inclusiv cele care țin de calitatea capitalului din bănci, fortificarea instrumentelor de supraveghere bancară la Banca Națională a Moldovei prin implementarea softurilor și excluderea factorului uman. Ultimul pilon este facilitarea concurenței în sectorul financiar bancar, mai spune Adrian Lupușor.